am depus pe administrația pentru fondul de mediu acest proiect. Avem convingerea că vom implementa canalizare pentru Calbor și Boholț, un proiect de mare trebuință și chiar sunt foarte bucuros pentru că altfel nu am fi avut resursa bugetară ca să putem să implementăm un proiect de astfel de așa învergură. Având în vedere că avem resursa de apă, rețeaua de apă este funcțională la Calbor și la Boholț, se impunea ca și canalizarea să fie rezolvată această problemă. Este destul de dificil, ținând cont că vă desparte Oltul, va fi în o stație de epurare. Este un proiect complicat. Este un proiect complicat, însă a fost întocmit profesional de către ingineri de bună calitate și avem o stație de epurare gândită în proiect la Calbor, unde va fi legat și satul Boholț. Și atunci problema se va rezolva foarte, foarte simplu. Celelalte sate ale comunei beneficiază deja de rețea de canalizare. În satul Hurez este rețeaua de canalizare și stația de epurare funcțională. Ea este predată către apă Canal Sibiu, sucursala Făgăraș, iar la Beclean și Luța mai avem foarte puțin pași de făcut și în scurt timp o să fie funcțională și canalizarea pentru satul Beclean și Luța. Se lucrează intens la echiparea stației de epurare, care se află în aval de satul Beclean, înspre Olt, și invit pe cetățenii noștri ca să-și facă rețeaua, cei care nu au în curțile proprii, în casele proprii, ca să poată fi conectați, când o să le spun, să se conecteze la rețeaua publică de canalizare. Practic să facă branșamentele pentru fiecare exact, de casă. Exact. De asemenea, dacă suntem la capitolul apă și canal, se lucrează intens pe suprafața comunei Beclean, la Luța și Beclean, înspre Făgăraș, cu aducțiunea de apă potabilă. Astfel, de la izvor și până la consumator, rețeaua va fi una nouă. Prin programul operațional de infrastructură mare, se lucrează acum la înlocuirea conductei de apă potabilă și, în scurt timp, prin alt proiect, tot pe POIM, cu apă Canal Sibiu, vom începe șantierul la înlocuirea rețelei de apă potabilă în satul Beclean și în satul Hurez, tocmai pe tronsoanele unde, imediat după ce terminăm cu înlocuitul conductelor de apă potabilă a rețelelor, vom trece la asfaltarea drumului care leagă drumul național din satul Beclean și drumul județean care traversează satul Hurez până în zona bisericii. Acolo vom ajunge cu drumul comunal 68. Îl vom asfalta pe toată lungimea lui. Acest drum v-a creat multe probleme în mandatele noastre de primar. Da, a fost moștenit cu niște probleme. De asta, pentru că a fost un litigiu în instanță și de asta nici nu am putut să accesăm fonduri europene până nu s-au finalizat aceste litigii. Iar acum suntem în stadiu de a fi solicitați de către AFIR pentru semnarea contractului în valoare de 1 milion de euro. Aici va fi și o cofinanțare din partea primăriei și vom asfalta drumul acesta, care este de asemenea de mare trebuință pentru comuna Beclean, pentru locuitorii de la sud de Olt și de asemenea pentru întreaga zona țării Făgărașului, care vine dinspre Recea, Hurez, nu mai intră în Făgăraș, în aglomerație și ocolim Făgărașul pe drumul comunal 68, ajung în Beclean, în drumul național 1. Și își văd de treaba lor mult mai simplu. Un alt proiect important este iluminatul. Așa este. Și aici, prin administrația Fondului pentru Mediu, am câștigat un proiect de 1 milion de lei și cu acești bani vom moderniza și cealaltă jumătate de corpuri de iluminat stradal
Și de asemenea va fi prin acest proiect rezolvată și problema telegestiunii, astfel încât să fie lumină și să fie un consum cât mai mic. Adică becurile acestor corpuri de lumină să funcționeze atunci când este nevoie. Despre asta este vorba când vorbim de telegestiune. Pentru consumul de energie electrică v-ați gândit și aveți un proiect și în acest sens. Da, chiar dacă corpurile noi de iluminat consumă mai puțin curent, tot avem nevoie de energie și pentru aceasta parcul fotovoltaic de care am mai vorbit și care constructorul mi-a spus că acest parc îl va începe în luna mai, anul curent, după Paști, va începe să construiască acest parc fotovoltaic și de asemenea am mai depus un proiect la Ministerul Energiei pentru a amplasa pe Căminul Cultural Beclean și pe Școala Beclean, pe niște suprafețe generoase, panouri fotovoltaice, tocmai pentru a avea curent electric, să funcționăm cu școala, cu primăria, cu iluminatul public, să mai câștigăm și niște bani. Și suntem bine la acest capitol. Ce suprafață va fi construit acest parc fotovoltaic? Parcul de pe dealul Morii va fi în primă fază construit pe 9,15 hectare. După care am purtat discuții chiar cu un întreprinzător din China, a fost la primărie cu o delegație, este managerul unei firme cu capital inclusiv de stat din partea guvernului Chinei. Ei au în Craiova o fabrică de acumulatori și vrem să amplasăm o stație de transformare care costă foarte mulți bani și nu ne permitem să investim atâți bani. În parteneriat cu această firmă, cred că rezolvăm problema astfel încât se pot aduce în această stație de transformare, se poate aduce energia din panouri fotovoltaice chiar amplasate, de ce nu, pe terenuri private. Dacă unii din cetățenii noștri pe terenurile lor private vor să-și amplaseze panouri fotovoltaice, pot să facă acest lucru pe viitor, iar toată energia va intra în această stație de transformare și după aceea în rețeaua Națională. Cred că este o investiție bună, inclusiv pentru sătenii limitrofi din Beclean, Hurez, Luța, pentru că se câștigă bani frumoși. Alte proiecte în derulare? Suntem avansați, așa cum aminteam, de echiparea stației de epurare de la Beclean. Rețeaua este construită în proporție de 100%. Aveți și o echipă de fotbal aici în comună, care trebuie susținută din toate punctele de vedere. O echipă de fotbal inimoasă, cu mulți beclăreni, adică 99,9% sunt beclăreni și mi-au solicitat să modernizăm vestiarele, lucru pe care l-am și făcut. Acum se finalizează acest proiect, asta din fonduri proprii. Și oamenii sunt bucuroși că pot sta în condiții salubre în vestiare și pot să facă activitatea sportivă așa cum trebuie. De asemenea la școala din Beclean, cu copiii noștri din sat, care sunt foarte deschiși, dornici de cunoaștere, am plantat niște pomi fructiferi. Nu-și dădeau rând copiii să planteze, să capete informații, lucru care mă bucură și în fiecare an facem lucrul acesta, extindem livada de pom și de asemenea sâmbătă, vis-a-vis de plantatul de pom, de astă dată arbor, puiesc de arbor forestieri, vom fi la Boholz, începând cu orele 10, primim niște puiesc forestieri din specii principale și îi plantăm la boul, zic că stejar, frasin, gorun. Așa că vă așteptăm pe doritorii, așteptăm la boul să vină să planteze și ei măcar câte un arbore, ca să știe că
au resursa de oxigen pe care o inspiră zi de zi. Ați făcut acest lucru în fiecare an de câțiva ani buni. Țin minte că în fiecare an, în fiecare primăvară faceți plantări. Da, de cel puțin 8 ani de zile facem lucrul acesta și vreau să facem în continuare, pentru că pădurea este extrem de importantă pentru noi ca resursă, în primul rând pentru aerul curat pe care îl inspirăm. Având în vedere gradul destul de mare de poluare care este în ultimii ani în întreaga lume, de altfel.